7 zile au rezistat greviștii fără să mănânce, punându-și sănătatea în pericol. Cei doi lideri de sindicat au renunțat la protest cu o zi înainte ca membrii CEA să se reunească pentru a discuta problemele din Valea Jiului. Da, într-adevăr, eu și cu colegul meu, Vezure Dorin, am întrerupt protestul de greva foamei, deoarece ieri, într-o discuție de peste 6 ore, am făcut o analiză pe cele 5 puncte. Ele vor fi trimise în Consiliul de Administrație, analizate și vom primi un răspuns astăzi sau mâine la cele 5 puncte care le-am pus noi, lista noastră de revendicări. În eventualitatea în care revendicările nu le vor fi rezolvate, sindicaliștii vor ajunge la Ministrul Energiei. Da, chiar dacă nu sunt toate 5-6 puncte de rezolvat 100%. Noi înțelegem faptul că, având în vedere că nu suntem în insolvență, nu se pot rezolva toate punctele 100% până la intrare în insolvență. Dar totuși suntem mulțumiți pe parte că am avut un dialog cu președintele Consiliului de Administrație și am găsit câteva lucruri de cuvinte să le rezolvăm. Dar noi chiar mâine sau poi mâine o delegație de la Sindicatul Muntele ne vom îndrepta spre București. Preconizăm o întâlnire cu noua guvernare, cu ministrul energiei, să vedem ce au de gând cu soarta complexului energetic Hunedoara. Să știm și noi ce vor face minerii noștri în cursul anului 2017. În cadrul discuției cu președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Stănescu, liderii au reușit să încheie și un protocol în care se menționează că revendicările minerilor din Valea Jiului vor fi discutate punctual.